O să răspund la ultima întrebare și o să încep cu ce spune Iisus, da? Deci, când Iisus spune că Dumnezeu este Tată, el vorbește într-un context teologic, în care Dumnezeu este prezentat ca un tată, ca un soț, ca un rege, dar așa cum erau tații într-o societate orientală în care copiii și soții erau proprietatea tatălui și tatăl avea drept de viață și de moarte, și onoarea familiei era mai presus decât viața copilului și așa departe. Deci Iisus când spune că Dumnezeu este Tatăl, prezintă pilda fiului risipitor. Și pilda fiului risipitor contrazice imaginea Tatălui așa cum apare în iudaism, dar imaginea lui Dumnezeu cum apare în iudaism. Deci Iisus când ne prezintă Dumnezeu este Tatăl, vrea să spună că intențiile lui Dumnezeu față de noi sunt bune. Acum tu a spune că Dumnezeu este absent în natură sau nu înțelegi la ce folosește Dumnezeu. Trebuie să plecăm de la faptul că noi nu avem o percepție completă a existenței. Când sunt de partea științei în conflictul cu predicatorii semi-analfabeți, care iau Biblia literal și fac din ea un model științific, nu spun că noi știm totul. De fapt, știința pleacă de la premisa că nu știm nimica. Da? Și oricât de mult ar progresa știința, nu ne vom apropia niciodată decât asimptotic de un adevăr despre existență. Deci vreau să spun foarte clar, a fost o vreme când filozofia avea iluzia că ne poate da răspuns la întrebările existenței. Astăzi suntem destul de maturi, ca dovadă că toți ne-am maturizat la 400 de ani de la Revoluția Științifică, știm că filozofia nu ne poate da aceste răspunsuri, deși poate formula întrebările. Știința niciodată n-a plecat de la ideea să dea răspunsuri la ceea ce filozof se numește cauza finală, adică de ce există lucrurile din lume. Știința caută să explice cum funcționează. Atunci, de ce existăm, de ce există, ce este existența, recunoaștem că suntem orbi și bâșbâim. Și aici apare nevoia de religie. Bun, religia e universală și asta însemnează că religia nu este o simplă iluzie sau o simplă minciună, cum cred unii. Religia există, a existat totdeauna, toate culturile există și va exista. Însemnează că exprime o nevoie fundamentală a omului. Ce este această nevoie fundamentală? Nu? Este nevoia de răspuns la marele întrebări ale existenței pentru care nu există răspuns rațional. Atunci omul apelează la credință și atâta vreme cât nu vom avea un răspuns nici filozof, nici științific la aceste întrebări și nu vom avea niciodată, totdeauna va exista religie și în domeniul religiei discutăm despre Dumnezeu și despre cum este Dumnezeu și ce intenție are și spunem simple opinii că de fapt nu știm nimica, dar cert este că spunea marele Ludwig Wittgenstein despre lucrurile despre care nu putem vorbi. Pe lângă lucrurile despre care nu putem vorbi, să trecem mai departe în tăcere. Din punct de vedere filosofic sau științific, sunt lucruri despre, pe lângă care trecem mai departe în tăcere. Cum spune Psalmul 19, cuvintele astea nu pot fi auzite, deci nu pot fi reproduse. Da? Deci, pe lângă unele lucruri, trecem mai departe în tăcere. Dar poate putem, nu să trecem mai departe în tăcere, putem vorbi poetic despre ele, sau putem vorbi la modul religios, exprimând simțăminte care avem de adorare, de credință, de recunoștință, de speranță, aceste simțăminte umane pe care le exprimăm când privim la misterul existenței. Existența este un mister, nu avem răspunsul. Acest mister ne înfioară, acest mister ne face să avem sentimente religioase pe care le exprimăm. Sau de partea cealaltă este nihilismul. Nu există nimic, totul e un accident, nu este nimica, nu există. Nu pot spune că nu există nimic, pentru că noi înșine există. Faptul că există dovedește că există ceva, nu? Mai degrabă decât nimic. Dar de ce există ceva mai degrabă decât nimic? Asta e o întrebare la care nu avem răspuns logic, științific, filozofic, nu avem răspuns. Deci, aici e problema. Acum, eu cred că mă bucur că ai pus întrebarea în felul acesta. Pentru că noi am fost, din nefericire, am fost educați cu cartea de colorat, cu Biblia de colorat, am fost educați cu măsuța, cu cântecul sus pe o creangă de poem și Domnul va avea grijă de cei trei pui și până o crește mare și știe că Domnul nu are grijă de cei trei pui. Bate vântul mor, asta se întâmplă. Dumnezeu nu are grijă de ei. Și ca atare am fost crezut cu o credință foarte naivă și simplistă, care nu face față la realitate. Ne uităm în jur. Nu găsim
acel Dumnezeu pe care l-a învățat la măsuță, la școala de copii, nu știu ce, acel Dumnezeu de grădiniță, nu-l vedem în jurul nostru, nu-l vedem în natură și atunci credem în nihilism. Probabil că cine ar fi trebuit ar fi fost o teologie, o educație teologică, puțin mai completă, poate și una filozofică, puțin să vedem care este istoria întrebărilor omului despre existență, care este istoria acestor răspunsuri, ca să știm că nu există doar biserica noastră și restul totul este rătăcire. Puțin educație științifică ca să înțelegem și limitele științei, că știința are limite, de ce știința nu poate răspunde la anumite întrebări, dar de ce alte răspunsuri ale științei sunt valide și nu trebuie să gauți un răspuns de acum 3.000 de ani undeva în Biblie. Deci toate acestea se numesc educație și eu cred că tu faci un lucru foarte bun că provoci aceste discuții, fiindcă e nevoie de educație. Eu mă opresc aici cu întrebările. Aștept întrebări din partea celor prezenți. Bună seara! Am o întrebare. Am o întrebare cu privire la evoluție. Observăm că totul evoluează, deci aflăm că universul evoluează, totul evoluează, dar singura chestie care eu, pe mine, văd că nu evoluăm, este în cunoașterea de Dumnezeu. Cum putem să trecem de pragul ăsta care ni l-a lăsat Biblia și cum putem să, că dacă am evoluat în cunoașterea de Dumnezeu, cu siguranță vom înțelege mult mai multe lucruri despre toată creația asta sau evoluție. Da. Cred că, de fapt, Biblia este mare. Tocmai că, contra prejudecăților, Biblia ne dă o istorie a evoluției conceptului de Dumnezeu. Există o evoluție a conceptului de Dumnezeu în Biblie. Așa cum am spus la trecută, cărțile Bibliei nu sunt în ordinea în care au fost scrise, mai ales textele nu sunt în ordinea în care au fost scrise, sau în ordinea istorică a originilor lor, ca să zic așa, mă rog, în ultima instanță, ultima ediție a Bibliei, a Vechiului Testament, apare în Babilon, pe timpul lui Ezra. Dar ordinea, și ce vreau să zic, este clar, de exemplu, dacă studiezi cărțile Bibliei, vezi o evoluție de la un Dumnezeu care cere jertfă, un Dumnezeu ceremonial, la care îl interesează foarte mult cum s-a dus jertfa nu știu ce, care spune să-i omor pe celelalte triburi și să nu știu ce, a ajuns la un Dumnezeu care este preocupat de aspecte etice, văduva și orfanul, și care spune milă voiesc, nu jertfă, și mi-e scârbă de jertfă voastră și spune niciodată nu v-a cerut jertfe. Da? Deci trece la un Dumnezeu care spune la Avram ca test, adu-l pe fiul tău să văd dacă mă iubești, la Mica care spune Dumnezeu că nu cere să-ți aduci copilul ca jertfă, de unde până unde chestia asta, da? Ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci, ce alta cere Dumnezeul tău de la tine, decât să iubești pacea, dreptatea, să umpli smerit cu Dumnezeul tău. Nu jertfe, nu știu ce. Observăm această, deci, și interesant că asta nu se vede doar în Israel. Asta apare și în Imperiul Persan, apare în India, apare în China, apare în Grecia, o evoluție a conceptului de Dumnezeu de la un Dumnezeu tribal, cum apare, de exemplu, să zic în Numeri sau Deuteronom, apare și tribal și etic. E un amestec acolo. Dar e un Dumnezeu tribal care este doar cu poporul și nu-l trebuie să alte popoare. Așa fiecare credeam Dumnezeu tribal, la care acea jertfe ca să ajute să spargă căpățâna la celălalt, să spargă lui căpățâna. Dar se vede o evoluție deja prin secolul 8-7, când spre un Dumnezeu universal și un Dumnezeu etic, de la un Dumnezeu tribal și ceremonial. Asta e evoluția a întregii omeniri. Și ce mi se pare interesant este că cartea lui Iona este plasată acțiunea, deși cartea lui Iona este scrisă târziu. E scrisă pe undeva prin timpul Imperiului Persan, dar în timpul lui Ezra și Nehemia, probabil, ca o replică la politica lui Ezra și Nehemia, o ficțiune bazată pe o legendă veche, ca replică la Ezra și Nehemia, anume, este pusă exact în secolul 8, adică în timpul când începe această revoluție numită Revoluția Axială, o numesc istoricii, în întreaga Eurasie, mai puțin în Americi, care nu au avut-o și din cauza s-a cunoscut că jertfe umane și așa mai departe. Bun, deci apoi există la Iisus Hristos. Este clar că este Iisus Hristos, bine și altceva, anume că, de fapt,
Dumnezeu poate să fie găsit în om. Iisus este om și totuși este Dumnezeu și cei care sunt urmașii săi îl au pe Iisus în ei și Iisus l-are pe Dumnezeu în el. Deci, Dumnezeu se descoperă în om, se descoperă în istorie. Ideea întrupării lui Iisus ne spune că Dumnezeu nu este ceva separat, ceva exterior, ci din potrivă că anumite atribute ale lui Dumnezeu, cum sunt autodeterminarea sau autonomia, sunt împărtășite omului prin întrupare. Și atunci omul are autodeterminare, are autonomie, are libertate, omul are umanismul creștin. Bine, cu ideea aceasta, din cauza întrupării lui Iisus, omul are anumite atribute ale lui Dumnezeu, autoactualizare și mai departe, care filozofii greci ca Aristotel le puneau doar pe seama lui Dumnezeu. Deci, există o evoluție a conceptului de Dumnezeu. Ce mi se pare mie, problema nu-i Biblia aici. Biblia se poate vedea această evoluție. Problema e biserica. Aici e chestia, problema e biserica. Deci biserica are un cler. Și clerul acesta justifică existența prin faptul că are un adevăr absolut și trebuie să-și țină membrii aliniați. Sunt atâtea biserici, fiecare e biserica adevărată, toate celelalte sunt false. Nu? Fiecare știe adevărul, celelalte sunt false și credincioși și trebuie să stea acolo în jurul preotului sau al pastorului să dea banii la biserică, că el știe adevărul. Principala piedică în calea progresului cunoașterii de Dumnezeu sunt preoții și pastorii. Asta ne spune deja Biblia. Vedem? Da. Bine, vreau să completez un pic ca răspuns. Eu văd o evoluție. Amintiți-vă, domnul Daniel, acum 30 de ani, acum 40 de ani, Dumnezeu era împotriva televizorului. Acum toți avem televizor. Dumnezeu era împotriva ca femeia să aibă păr pe picioare. Acum toate fetele în biserici se epilează, nu? Era păcat să ai blugi, să porți blugi. Acum toți purtăm un pantalon și nu mai e. Adică eu cred că conceptul despre ce vrea Dumnezeu, cum e Dumnezeu, cine e Dumnezeu, a evoluat, cel puțin a apărut câteva mutații, nu e, din? Da, pe de altă parte, evoluția nu se vrează neapărat în bine, a fost evoluție bine și în rău. Dumnezeu a venit mai comercial, a venit mai marfă, mai spectacol, trebuie să ne cunoaștem, da. Ne dăm seama că erau surprise să la televizor, dar Dumnezeu devine show acum, avem televangeliști și așa mai departe, avem evanghelia prosperității, deci evoluăm totul, dar și virusul de COVID evoluează și ideile rele evoluează. Deci există o competiție între idei și de obicei ideea care își face reclamă mai bine e cumpărată mai mult. Așa că, într-adevăr, eu cred că există o evoluție a conceptului de Dumnezeu chiar și în timpul nostru, dar în același timp există și o evoluție a falselor idei despre Dumnezeu, spune să competiție. Și asta există totdeauna. Din cauza asta trebuie tot timpul să fim vigilenți și tot timpul să fim gata să stăm de pare adevărul și să avem mintea trează. Pentru că nu te poți lăsa dus de turmă sau de un curent sau de ce vezi la televizor, ce vezi la Speranța TV, ce auzi într-o predică pe YouTube. Nu te poți lăsa dus de chestia asta. Trebuie să gândești cu mintea ta. Dacă cineva vrea, da. Silviu, mă auzi? Da, domnul Dorel. Vroiam să-l întreb, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Eri pentru... Mi-a să-mi mulțumesc nimic. pentru da. Cursurile dumneavoastră, vă urmăresc de mult. Da. Și aș vrea să știu și eu părerea pe care o aveți dumneavoastră despre postmodernism în știință și în religie. Este o involuție sau este un progres? Nu, postmodernismul, să zic, dacă se spune câteva lucruri bune despre postmodernism, ca critică literară, ca critică literară, și are locul lui. Postmodernismul, literatură, probabil că și are locul lui. Au fost câteva idei postmoderne bune, cum ar fi fost, de exemplu, să zic că școala este o pregătire, este un fel de ale pregătit pe individ pentru societatea supravegheată și așa departe. Deci sunt unele intuiții corecte în postmodernism. Dar postmodernismul, în principal, pleacă de la ideea că nu există adevăr, ci doar narațiune, nu există fapte, ci doar narațiune iarăși. Deci asta merge în literatură, să spui, este asta. Nu? De-aia am spus că critica literară este perfectă, ea narațiunea.
Dar postmodernismul, deci, practic, consideră că știința e un simplu mit, consideră că știința e doar la rațiune. Deci, postmodernismul e împotriva adevărului științific, adică e împotriva raționalismului, este împotriva iluminismului și vine cu niște abstracții cu privire la justiție socială, la relația între sex și gen, de exemplu, la relația între, să zic, între evoluția biologică și societate. Ei nu vor să accepte că biologia are un impact în societate, totul este doar cultură și așa mai departe, acordă un rol primar culturii și narațiunii. Toate acestea sunt un regres, indiscutabil sunt regres, de fapt. Sunt de acord că, cu ideea că postmodernismul în general este reacționar. Deci nu este, nu este un progres dincolo de, nu este un progres al modernității cel mai bun decât modernitatea. Modernitatea are problemele ei, indiscutabil, și de aceste probleme suntem conștienți și sunt mulți care au căutat să găsească un drum dincolo de modernitate. Dar postmodernismul nu este un răspuns. Postmodernismul, de fapt, este o formă de reacție. În ce privește relația între religie și postmodernism? Eu observ că religiile, de exemplu, eu sunt de Biserica Adventistă. Biserica Adventistă apelează foarte mult la argumente postmoderne acum. Ei nu mai încearcă să dovedească ceva rațional sau logic, spun aceasta e poziția noastră, aceasta e narațiunea noastră. Și spun simpla narațiune, ignorând faptele. Asta e atitudine postmoderne. Multe biserici sunt, de fapt, postmoderne. De exemplu, hai să nu dau nu vreau să vorbesc de alte biserici, pe a mea îmi permis o critic, dar cunosc biserici foarte populare, acronomii trăiesc într-o realitate alternativă. Este doar o narațiune, o poveste și trăiesc în această poveste. Deci postmodernismul spune, ok, e o poveste, dar toate sunt povești. Asta e argumentul postmodern. Este o poveste, dar toate sunt povești. Nu există altceva decât povești. Și știința e o poveste, și religia e o poveste, și ideologia sunt povești. Acum noi spunem care sunt poveștile bune. Povestea bună este cea care susține, de exemplu, justiție socială, egalitate radicală și mai departe. Asta e povestea bună, celelalte sunt rele, pentru că nu se potrivesc cu povestea noastră. Este o atitudine schizoidă față de realitate, să spun schizofrenă, da? Și ai putea să spun că e chiar un fel de boală mentală. Deci, categoric, postmodernismul, dacă ei are unele lucruri bune, dar în ansamblu, atitudinea asta este rea și e periculoasă pentru omenire. Periculoasă. Scuză-mă, Edi, și la nivel de individ în postmodernism, nu contează dacă există un adevăr general, contează adevărul meu. Exact, exact, exact. Adevăr... Povestea mea. Exact, povestea. Spuneți povestea. Nu contează dar, că există unul general. Dar, Daniel, nu făceam noi chestia, vreau spuneți experiența ta, povestea ta, pe la urmă. Aceeași chestie, nu, deci vreau să zic. Deci, noi am fost postmodern avant la lettre, știi? Înainte de postmodernism. Pentru că când pui accent prea mult pe povestea ta, pe experiența ta, pe subiectivitate, eu nu zic, firește că contează povestea mea, în primul rând contează eu-ul meu, subiectivitatea mea, sunt subiectiv. Dar trebuie ca această subiectivitate să fie balansată undeva de o atitudine critică, nu? De autocritică. Să... Uite, că spune de nimic, un exemplu, să zic că azi în școală există tendința asta de a fi foarte sensibil față de orice sensibilitate a elevilor. Să nu fie, se simte umiliți, nu știu ce, discriminați, nu știu cum, și profesorii trebuie să danseze în jurul lor, practic, ca să-i facă, să-i facă nu știu ce bun. Și ei trăiesc într-o lume în care au impresia că ei sunt totul. În formă de o dată, școala se termină și sunt avortați, efectiv, într-o lume care e contrar școlii. Adică o lume care n-are nicio milă față de ei și îi calcă în picioare. Și sunt total nepregătiți pentru această lume. În general, postmodernismul, vor veni lucruri grele asupra lumii, postmodernismul te face să nu apreciezi realitatea. Asta e asta. Deci, nu sunt buricul pământului, Daniel, și nu-mi place ideea. Dar eu, Edi Constantin, nu sunt buricul universului. Universul nu se învârte în jurul meu și trebuie să accept lucrul acesta. Nu contează povestea mea. Da, da. Am și eu un comentariu. Nu este legat de ce de postmodernism. Eu te urmăresc de mult că de când ne cunoaștem și te ascult cu mare plăcere și uite, am să spun o critică, nu? Că da. Mă bucur. Da. Mi se pare că
așa ascultându-te pas cu pas, mă refer în ultimii 5 ani în mod special, tu mi-ai prezentat un Dumnezeu diferit și eu să o spun cu mâna pe inimă, un diferit de cum îl înțelegeam până acum. Și diferența asta constă în faptul că Dumnezeul pe care îl prezinți tu este un Dumnezeu impersonal, un Dumnezeu neimplicat, un Dumnezeu mult mai departe de mine, care acest lucru mă face să nu mai rog prea mult, chiar să slăbesc credința, pentru că într-un Dumnezeu foarte aproape care îți răspunde la orice rugăciune, cât de mic ar fi ea, care este interesat de tine, te rogi cu mai multă credință, dacă știi că e foarte departe, nu s-a implicat nici măcar în creațiune în mod direct, ci a lăsat cumva lucrurile să meargă singure, cine știe acum ce treabă avea acolo și eu atât de departe de el. Mă înțelegi? Adică, da, înțeleg. Deci evoluționismul, adică să spui în ziua de astăzi, că, adică să negi și să auzim poveștile alea că la un moment dat cineva povestea legat de faptul că s-au descoperit dinozauri, nu știu unde, văzuse un articol că de fapt niște oase lui măgar care murise cu 7-8 ani înainte, da, erau de fapt, da. Și asta, wow, ați văzut, domne, nu există, domne, oameni de 7 milioane, da. Era un măgar. Probabil că exista povestea asta, una. Dar eu în Spania aici, nu în altă parte, eu cu ochii mei am mers undeva, e în Spania, în timp ce mergi pe Saragossa, undeva, fa stânga și vezi urme de dinozauri acolo și cineva, mă rog, a săpat, a pus, adică nu mai cum să mai, e Google, intri pe Google și vezi filmări, vezi video, vezi, adică nu mai poți nega. Este un muzeu de paleontologie. S-a orice capitală din lume, da. Mergea și la Antipa mergi, da. Da. Mergea când eram în cutia noastră și auzeam o poveste cu un măgar, cu nu știu ce, sunai, gata, i-am rezolvat problema. Ei, acum nu mai merge. Și atunci niște întrebări ți le pui. Bun, accepți faptul că a existat o evoluție, dar în cazul ăsta nu-l depărtezi pe Dumnezeu, nu creionezi, nu desenezi un alt fel de Dumnezeu, mult mai departe de tine? Nu, pentru că, Daniel, poate că mă bucur că mi-a pus această întrebare, vreau să corectez o anumită impresie. Eu nu sunt deist. Ideea că Dumnezeu a fost impulsul inițial și promovat, nu sunt deist. Eu cred că Dumnezeu, însă în același timp, înțeleg că există o ispită să-l antropomorfizăm pe Dumnezeu. Da? Și să-l băgăm în orice chestie trivială din viața noastră, așa cum și că se întâmplă. Experiență pe calea îngustă, dacă ți-amintești, da? Deci peste tot experiență. Bun, eu cred că Dumnezeu este implicat în fiecare, nu numai în fiecare etapă a evoluției, este implicat în fiecare clipă și în fiecare fază a vieții. Asta indiferent dacă ne rugăm sau nu ne rugăm. Că până la urmă, cred că scopul rugăciunii nu este atât de mult să-L convingi pe Dumnezeu să facă nu știu ce, cât mai degrabă, probabil să-ți creezi ție anumite conștiență a lucrării lui. Deci, nu vreau să zic că sunt budist aici, dar parcă înclin puțin spre budism aici. Adică budistul care meditează nu încearcă să schimbe pe Dumnezeu. Da, ce mai încearcă el să, oarecum să conștientizeze care e relația lui cu lumea și să, așa mă. Deci, oarecum, cred că asta lipsește în creștinism, că noi tot strigăm la Dumnezeu și să mișcăm, să facem la rugăciune când ar trebui să conștientizăm lucrul acesta. Dar cred că Dumnezeu este baza existenței. Deci Dumnezeu este baza ontologică a existenței. A spune Dumnezeu există sau nu există, mi se pare o întrebare foarte greșit pusă. Există sau nu există Dumnezeu? Dumnezeu este baza oricărei existențe. Deci nu se pune întrebarea există sau nu există. El este. Unele lucruri există, altele nu există, dar Dumnezeu este baza tot ce există și tot ce va exista și tot ce a existat. Acum, problema este că unul dintre adevărurile Bibliei este că Dumnezeu trebuie căutat de toată inima. Nu? Asta este ideea. Sau, dacă le-au pe Pavel, iarăși toată lumea l-a căutat bâșbâind, dar ceea ce a descoperit Iisus Hristos ca creștin, consider că Iisus Hristos este cam, este, să zic, este răspunsul la întrebările noastre. Dar în același timp, când vorbesc pe Iisus Hristos, să ne ridică iar 1.000.000 de întrebări, dacă n-am răspuns, nu? Și are eu de la capăt. Dar cred că calea pe care trebuie să mergem este măsura lui Hristos și istoria lui Hristos. Cred că asta e calea pe care trebuie să mergem, fiindcă știi, accept chestia asta. În rest, cred că în fiecare eră se ridică
provocări noi la mintea noastră, noi dileme morale, care cer să răspunsuri noi. Și eu să dau exemplu trivial, spunea Silviu de televizor, da? Hai să stăm televizor, că e prea simplu. Când eram la Dynamis, țin minte, ai fost venit odată la mine și mi-a spus că a văzut filmul Philadelphia. Nu știu dacă ți-amintești, da? Cu Tom Hanks. Și a zis, băi, dacă vezi filmul ăsta, îți schimbi concepția despre homosexualitate. Mi-ai zis, știi? Și a zis, propaganda. Da, ok. Nu știu dacă ți-amintești discuția asta care am avut atunci. A zis, propaganda, vezi treaba. Adevărul este că, de exemplu, la data aceasta înțelegi că un homosexual, de exemplu, nu este neapărat că ales el să fie. Nu știu dacă e genetic, dar e foarte complexă problema sexualității umane. Omul, până la urmă, a ajuns să fie homosexual și este... Nu e chiar atât de simplu cum sunt eu, poți să fii și tu ca mine heterosexual. Și atunci, dintr-o dată, trebuie să stai, dom'le, dar poziția mea față de homosexualitate este corectă? De exemplu, ăsta ce să facă? Bun, respiră, trăiește, mănâncă, îl gâdi, îl râde, îl dai în cap, îl doare. E și el om, ca și tine. Până la urmă, care e problema? Deci, asta e doar un exemplu. Noi ne-am schimbat multe concepții. Nu neapărat fiindcă devenim postmodern și relativiști. Cred că multe concepții le-am schimbat fiindcă devenim mai realiști. Bun, devenim mai realiști și ceva să trebuie să... Dom'le, este, l-am percepit noi bine pe Dumnezeu. Nu? Și cred că chestia asta merge înainte tot timpul. Adică nu cred că există un moment în care putem să spunem l-am găsit pe Dumnezeu și încetăm să-l mai căutăm. Ideea trebuie să-l căutăm și până la urmă răspunsul le găsim personal. Aici sunt luteran. O secundă, Silviu. O singură frază vreau să mai spun. Uite, e o mărturisire, o singură persoană am vorbit lucrul ăsta. În timp ce te ascultam, nu în seara asta, în alte seri, în timp ce ascultam și acum cu... Da. Deci, la un moment dat am simțit că îl pierd efectiv pe Dumnezeu, care, eu nu spun că e bine sau rău, că poate eram eu pe o poziție greșită, că știi că există vorba aia că voi v-ați făcut Dumnezeu vostru, până la urmă noi îl creem pe Dumnezeu, un raport de cultură, informație și mai departe. Noi îl creem, da? Și pentru că îl vedem prin niște ochelari și printr-un template. Ok. Ideea este că a existat un moment când efectiv simțeam că îl pierd și că văd un alt Dumnezeu. Adică, mă înțelegi? Așa de radicală schimbarea, mă înțelegi? Nu la chestiunea de schimbare, evoluționism, creștinism. Ok, evoluționism. Dar, mă înțelegi? Adică e mult mai profundă treaba asta. Mult mai profundă. Nu doar un element sau două elemente care le schimb cumva pentru că n-ai încotro și că au trecut o perioadă, te-ai mai maturizat, ai citit mai mult, ai văzut că nu e așa cum ai crezut înainte. Da, de fapt ai dreptate, creștinii educați s-au păcat cu evoluția de vreo 100 și ceva de ani. Nu, deci asta nu e o problemă. Noi am fost ținuți într-un ghetto aici, dar noi am să vorbim. Da. Tu ai dreptate, însă uite dacă te gândești, de exemplu, la problema lui Iisus în Ghețeman sau pe cruce, mai ales pe cruce. Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Da? La un moment dat, ceea ce apare aici la Iisus este îndoiala. Clar, de ce m-ai părăsit? Dar e interesant că dacă te gândești că dacă accepți teza creștină, că Dumnezeu era în Iisus pe cruce, înseamnă că Dumnezeu se îndoiește de propria lui existență, adică Dumnezeu se îndoiește de Dumnezeu. Ori treaba asta cu strigătul ăsta de pe cruce, mie mi se pare că spune este ok să treci pe asemenea momente. De fapt, catolicii chiar au vorbă noaptea sufletului aici. Este ok să treci pe noaptea sufletului, pentru că cred că fiecare trece. De fapt, eu să spun sincer, Daniel, eu am îndoială față de credința celor care n-au trecut niciodată prin noaptea sufletului. Adică, doamne, eu te când știu, merg așa și am probleme. Stai, tu crezi că crezi, tu nici măcar nu crezi, de fapt. Tu ai fost programat. Da, tu ai fost programat. Exact, da. Ai fost programat, că pe când se merge așa, să ca mai în turmă. Deci, nu cred că există credință fără această noaptea sufletului, fără paradoxul, fără întrebări nerezolvate. Dacă ești oameni, oameni la credință, că e pe Luther, că e pe Kierkegaard, că e pe Dostoevski, să zic, cazul cunoscut, oratorii, da? Tu mai asta dovede, uite, Dostoevski, de exemplu, care e foarte popular, să zic, în România, fiindcă nu este diferența rusă, mare parte. Dar pe undeva tocmai chestia asta o descrie, nu? Acest moment când, de exemplu, că, și mă gândeam la chestia când a fost Hrușov în Statele Unite și l-a întrebat cum e cu religia RSS. Păi și l-am trimis pe Gagarin, bă, vezi acolo o grădină, s-a uitat nicio grădină. Bă, poate n-a văzut bine, l-am trimis și pe Titov. S-a uitat și Titov,
și n-am nicio grădină. Vezi, mă, că nu există nimica. Adică problema este că atunci când crezi că grădina e suspendată acolo, te uiți și vezi că mai e întuneric. Nu? Dar, de fapt, când te uiți la acest întuneric, începi să întrebi iarăși despre Dumnezeu. Nu? Asta e problema. Iri, mai avem câteva minute să răspundem și la întrebarea pe care a pus-o Anca, mi-a trimis-o. Tu dai decizi, nu decid eu. Dacă vrei să mai stai puțin. O să-i dau drumul la... Pentru că mă cer. Ia. Treabă-l pe Iri din partea mea. E o întrebare care nu are de-a face cu tema din seara asta, dar dacă nu o pun acum, uit cu altă ocazie și mă interesează foarte mult. Dacă textul ăla din Matei 7:7 parcă este, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăție, ci numai cel ce face voia Tatălui, și când spune acolo, duceți-vă de la mine că nu vă cunosc. Da. Și apoi ei spun, Doamne, dar n-am scos demon, n-am făcut cumva, e ca Matei 25, da? Dar când am dat noi? Da. Păi, de câte ori ați făcut sau n-ați făcut la unul dintre cei mai neînsemnați, la mine s-a raportat, a ajuns direct la mine. Cumva asta e partea comună, dar e acolo un text care spune niciodată nu v-am cunoscut. Deci în Matei 25 au dat de mâncare, la fel ca și ăștia din Matei 7. Și ăștia din Matei 7 au dat de mâncare, dar pe aia i-a pus la dreapta și îi mântuiește, iar la ăștia le spune nu v-am cunoscut. Păi, în ce constă? Adică, mă preocupă foarte mult tema asta, expresia asta. Duceți-vă blestemaților că niciodată nu v-am cunoscut. Păi, în Matei 25, de ce spune, treceți la dreapta să moșteniți împărăția? E un pic așa, știi? Dacă da. Crezi că nu-i bine, las-o la urmă de tot, eventual, da? Te rog frumos, gracias. Ok, bun. Deci, un mesaj pe care mi l-a trimis. Da. Deci, mi se pare că mi-e place foarte mult răspunsul de Matei 7. Deci, ai predica care încheie finalul Predicii de pe munte, să nu uităm, în care Iisus prezintă principiile împărăției cerurilor și aceste principii sunt cele pe care le știm din predica de pe munte. Însă, în general, este principiul iubirii. Asta este ideea, este principiul iubirii. Acum, când spune niciodată nu v-am cunoscut, mi se pare că afirmația e foarte radicală, adică n-am nicio legătură cu toate aceste exerciții spirituale, minuni, eventual predică, chestii care impresionează pe om. El nu spune v-am cunoscut și nu vă mai cunosc sau v-am cunoscut și ați apostaziat, ci realmente spune nu v-am cunoscut niciodată. Deci, mi se pare că este, de fapt, aici o condamnare a ceea ce este considerat a fi prezența lui Iisus la data aceasta. Adică atunci când se impresionează de un spectacol religios, atunci când apare o chestie supranatural, atunci când ceea ce se impresionează simțurile în general, ceva aici simt Duhul Sfânt, nu știu ce, Iisus spune niciodată nu v-am cunoscut, n-am avut niciodată treabă cu voi. Când spune fără de lege, nu se referă la legea celor 10 porunci, se referă în principal la principiile care de el în predica de pe munte, la principiul iubirii. Acum, Matei 25 este altceva, este parabola judecății finale și cumva construiește pe o idee a judecății finale din iudaism aici. Iisus nu, dar îi dă o întorsătură. Anume, practic, oamenii care au avut bunătate și dragoste și bunăvoință față de semenii lor, nu sunt oameni perfecți, dar interesant că ei nici măcar nu o fac cu gândul că îi fac un serviciu lui Iisus. Asta mi se pare important. Nu ca o amnezie și au uitat că au făcut ceva bun. Nu. Ei, de fapt, nu o fac de motive religioase. La fel ca samaritanul milos. Samaritanul milos nu l-a ajutat pe omul acela că se întâlhar din motive religioase, ci fiindcă i s-a făcut mira. Și ce vrea să spune Iisus în Matei 25, cei care spun, Doamne, când te-am văzut noi și am făcut lucrul acesta, ei nu s-au gândit, ok, ca Maica Tereza. Eu trebuie să fac, să mă ocup de săraci ca să slujesc pe Iisus. Mergem la spital, mergem la pușcărie ca să slujim pe Iisus. La un moment dat nu v-am cunoscut niciodată, nu știu de treaba asta. Ceilalți care spun când te-am văzut noi și n-am făcut, se pare că din potrivă au făcut bine, dar au zis, ok, trebuie să-L facem pentru Iisus.
și volis noi au neglijențele lor ca oricine. Eu cred că mesajul Iisus aici este foarte umanist. Dacă ești un om bun și dacă mergi pe principiul iubirii, nu ești perfect, dar nu trebuie să te frămâți cu privire la mântuirea ta. Nu o să fie niciun problemă. Nu vei fi condamnat pentru ideile tale, nu vei fi condamnat că ai mers sau nu la biserică, că ai făcut sau nu minuni, că ai predicat sau nu. Astea nu au nicio relevanță, așa cum spune Matei 7, le-ai făcut pe toate, nu valorează nimica. Pe de altă parte, dacă tu faci bine și vrei să fii iubitor și să faci nu știu ce lucruri mari, dar în același timp o faci pentru ca să-L mulțumești pe Iisus sau pe Dumnezeu, nu pentru că ai iubire reală față de semeni, degeaba faci, că Iisus tot nu te recunoaște. Deci așa înțeleg eu aceste două texte puse cap la cap. Mulțumesc, Eli. Vă dau o clarificată, Chris. Silviu, mai pot pune o întrebare? Silviu, șefu, eu nu am nicio problemă. Da, Chris. La voi noapte, la mine. Ultima întrebare, restul data viitoare. Mulțumesc. Domnul Eli, deci, eu am o problemă cu postmodernismul ăsta care a pătruns în biserică. Deci, acceptarea ideii lui Yuval Hariri, că omul e singurul care acceptă o poveste ca fiind adevărată, singurul animal. Da. Nu cumva, acceptând treaba asta și susținând noi în biserică, noi avem adevărul nostru, e singurul adevăr, cumva îl contrazicem pe Iisus care a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, adică indicând ideea unui adevăr absolut? Foarte tare. Da, e foarte adevărat și ce vreau să spun, merge pe partea înaltă. Cristi, eu am greșit, domnul Dorel a întrebat acum. Da, n-am văzut niciun chip acolo, ok. Bun, ce vreau să spun, există unele lucruri de istorie a religiei foarte interesante, în care se recunoaște foarte clar că părintele modernității este Apostolul Pavel, sau că modernitatea începe de la Iisus. Deci există o relație, un anumit lanț de idei, de dezvoltări, de evoluții sociale, care pleacă de la Iisus și de la gândirea Apostolului Pavel, nu le despărțim pe cele două, care duc la modernitate. Și modernitatea, într-adevăr, pleacă de la ideea unor absoluturi. Deci modernitatea pleacă de la ideea absolut, de la faptul că realitatea e realitate și faptele sunt fapte, da? Deci pleacă de la principiul realității și modernitatea a încercat să găsească instrumentele pentru a înțelege realitatea. Harari este postmodern, cum ai spus și eu nu sunt foarte entuziasmat de Harari, deși cartea e foarte bine scrisă, nu pot să scos pălăria în fața. Adică ca autor, ca scriitor, este foarte talentat și se joacă mult. Dar problema care este, de exemplu, chestia care o spune Harari, că nu există nicio diferență între codul lui Hammurabi și declarația de independență, căci amândouă sunt ficțiuni. Asta mi se pare o idee foarte periculoasă. Dar pe de altă parte, atunci tot Harari acuză pe cei care sunt împotriva gaylor sau cei pentru care sunt misogini sau cei pentru care sau e pentru drepturile animalelor și sunt de acord cu ei. În baza ce? A ce? Exact, atunci în baza la ce? Că asta e întrebarea. Da? Asta deci e întrebarea. Da, când același Harari zice, uite ce am făcut noi cu animalele, spune că domesticirea animalelor a făcut foarte multe acte de cruzime împotriva animalelor și împotriva naturii și sunt de acord cu el, da? Dar care este baza? Asta e întrebarea. Care e baza? Aici e întrebarea. Da, exact. Da. De când el ca gay zice, uite că sunt discriminați homosexuale, bun. Păi, care e baza dacă totul e ficțiune? Ori mie mi se pare că concepția modernă este că etica iese de fapt o știință, sau nu o știință, mă rog, o disciplină și o abordare științifică, da, este rațională, etica, dreptul, științele juridice, dacă vorbim de drepturile omului, științele juridice sunt științe, nu sunt povești. Abordarea filozofică a moralității este etica. Exact, da, este etica și nu-i poveste.
Nu face diferență între filozofie și poveste, face deosebire între teologie și poveste, iarăși, teologie și poveste, pentru că teologia nu este o știință despre Dumnezeu, teologia este o știință despre limbajul în care vorbim despre Dumnezeu. Sau evoluția ideii de Dumnezeu. Exact, da, este corect. Deci toată problema aceasta. Harari, există o carte care a apărut și care a fost foarte criticată spus de Harari, se numește Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century, care a fost scrisă de Weinstein și Brett Weinstein și Heather Hynek, soția lui. Brett Weinstein este unul dintre cofondatorii la Intellectual Dark Web, webul întunecat, din care face parte și Sam Harris și Jordan Peterson și alții care diferiți orientări, da? Dar tipii incorrect politic. Bun, ăsta a scris o carte asta, Ghidul Hunter-Gatherer-ului pentru secolul 21, în care arată și contralul Harare arată foarte clar că nu poți să desparți evoluția biologică de evoluția culturală și de evoluția ideilor și că totul este real, de fapt. Adică, în ultima instanță, totul merge la genele noastre. Da? Deci, cultura are evoluția ei, dar nu poate să treacă de anumite probleme genetice. Și, de exemplu, în momentul când spui de anumite noțiuni de dreptate, alea sunt în genele noastre. Nu sunt ficțiuni. Sunt în genele noastre pentru că exprimă o realitate. Sau noțiuni de egalitate și de aprecierea realității, alea nu sunt simple povești. Deci aici nu sunt de acord cu Harari. Harari clar că e postmodern aici cu importanța poveștii. E la modă, da. Se poate chestia asta cu importanța poveștii, narațiunea, etc., etc. Și uite, acum, de exemplu, toată lumea e într-un război civil, că sunt două narațiuni. O narațiune de stânga și o narațiune de dreapta. Fiecare e povestea lui și nu vrea să accepte ce spunea la altcine. E interesant că faptele nu mai contează cine are acțiune. Adică tu alegi acele fapte la știri să le raportezi care susțin narațiunea ta și le ignori pe cele care susțin narațiunea ta. Și unghiul camere și totul susține narațiunea ta. E total nebunie. Dacă eu spun că nu există virus, păi nu există virus. Și cu asta basta. Asta e povestea mea. Problema este că aici cred că teologia creștină și are un rol și mie mi se pare că noi trebuie să redescoperim creștinismul. Aici aud atei care spun chestia asta. Creștinismul este, merită să fie redescoperit și apărat, spun anumiți atei. Pentru că, în ultima instanță, dacă compar creștinismul cu budismul, la care sunt destul de lucruri bune, e tocmai aceasta e diferența între budismul sau hinduismul, care spun că totul este iluzie sau narațiune, corect, și poveste personală, și creștinismul, care totuși pleacă de la conceptul realității. Adică, de exemplu, ideea lui Pavel. Bun, în ultima instanță este carne și oase, e trup. Da? Asta este, s-a făcut trup. Deci e real. Deci asta, cred că teologia creștină încă are ceva de spus, dar nu putem, aș vrea să spun acum, revin la povestea mea. Și cu povestea, da? Adică, dacă vrei ca teologia creștină să fie relevantă, să răspundă la problema postmodernismului, trebuie să nu trebuie să stai într-un ghetto acolo și să vii cu niște povești de copii. Să te opui poveștilor lui Harari cu cartea de colorat. Ok. Cristi, Chris sau așa văd... Nu știu, sunt Dorel, Silviu. Da, tu ești Dorel, dar văd o mână ridicată la Chris. A. Probabil că vrea să pună o întrebare sau a ridicat din greșeală mâna. Silviu, și eu vreau să pun o întrebare dacă ai... Scurtă. Ok. Mario, cred că Chris... Ok, Mario. Da, eu vreau să spun... Întrebarea mea este, da, într-adevăr, dacă era creaționismul, trebuia să avem un telefon de la început, să ne creeze Dumnezeu un telefon, să nu mai evoluăm. La asta m-am referit, dar problema e alta. Acum, Dumnezeu, întrebarea mea este să fie o singularitate, să fie singularitatea de unde a început totul? Nu, cred că vorbim, da, Mario vorbesc, nu? Da. Eu nu văd nimica, aici nimica. Bun, Mario, deci mai e problema. Singularitatea, în ultima instanță, este un concept matematic, un concept în fizică, să zic. Eu cred că nu putem spune că Dumnezeu e singularitate sau Dumnezeu e câmpul slab, cum zic unii originari, câmpul cuantic, vidul cuantic și așa departe. Eu cred că când vorbim de Dumnezeu, vorbim despre existență. Existență, când vorbim despre existență,
Existența e un termen abstract. Deci vorbim despre tot ce există și de ce există și ce nu există, dar poate exista. Toată gama de posibilități. Eu cred că Dumnezeu este baza existenței. Nu le duc pe Dumnezeu la singularitate, că probabil atunci îl găsesc pe Dumnezeu într-o gaură neagră, să zic. Hai să vă mai știu. Nu, m-am referit. De atunci, de la singularitate, am început să evoluăm, să gândim și să ne creăm un Dumnezeu în mintea noastră și să evoluăm cu asta. Eu la asta m-am referit. Atunci a evoluat. La asta m-am referit. Adică poți acum să am înțeles întrebarea. Da, am înțeles întrebarea. Am înțeles întrebarea. Mi se pare că întrebarea e corectă și mi se pare că răspunsul e valid, deși nu trebuie neapărat să fie adevărat. Dar din punct de vedere logic, mi se pare că este valid răspunsul. Numai că atunci când ne punem întrebări despre Dumnezeu, nici atunci nu are răspunsul corect. Trebuie să recunoaște lucrul acesta. Dar mi se pare că răspunsul e valid în sensul acesta. Este cam, la urmă, cam asta este și dacă e mesajul genezii, cam același este și mesajul genezii. Dacă vezi ca mesaj ontologic, cam asta este. E o singularitate de care punește totuși Dumnezeu. Dar în același timp, nu știu, deci mă tem să fac speculații cu privire la ceva atât de greu de înțeles cum este Dumnezeu. Ok, dacă Chris nu are o întrebare, eu vă propun să încheiem. Vă mulțumesc pentru participare, Edi. Te așteptăm vineri seara viitoare și așteptăm din partea ta să ne propui despre ce... Bine, ok, dăm o zi, te rog, da? O zi sau două. La revedere! La revedere! La revedere!